În Gorj, 9 copii au rămas neînscriși la liceu după ce au completat pe foaia de înscriere doar o opțiune. Dacă în cazul unora este vorba de ignoranță, există și elevi care nu-și permit luxul de a-și continua studiile. Deși considerată a fi gratuită, școala în România se dovedește a fi de cele mai multe ori costisitoare pentru cei ce vin din mediul rural și nu numai. Din cei 9 elevi care au ratat prima repartizare la liceu, mai mult de jumătate renunță la școală pentru că nu-și permit să studieze în altă localitate. Este vorba despre elevi ai școlii gimnaziale Novaci și Pocovaliștea, care doreau un loc la liceul din Novaci. Cum locurile sunt și acolo limitate, elevii cu pricina au rămas pe din afară. Locuri sunt suficiente pentru cei care vor să termine liceul. În Gorj, în urma primei repartizări, sunt disponibile peste 300 de locuri. În prima etapă de repartizare computerizată au rămas libere 506 locuri și 51 de locuri au rămas libere în învățământul vocațional. De asemenea, în învățământul profesional au rămas neocupate peste 280 de locuri, rămânând ca elevii care vor promova examenele de corigențe și elevii care nu au optat până acum pentru o formă de învățământ profesional sau liceal să se înscrie și să opteze în etapa a doua. A doua etapă de repartizare a locurilor în învățământul gorjean va avea loc după sesiunea de corigențe.